Mai devreme la Capricii s-a discutat din nou despre acel mesaj codat pe care l-a transmis Vlad în casa Mireasa când a vorbit cu Liviu și încercam cumva, de fapt încercau cei de acolo să lămurească, să dezlușească misterul și la un moment dat Liviu a zis că el s-a gândit la faptul că poate Vlad se referea la faptul că Ionela și-ar fi schimbat orientarea sexuală și întrebau cei de acolo ce că i-ar plăcea fetele și a zis că nu, că înainte ar fi fost bărbați și acum este femeie. Iar Vlad a zis, Doamne ferește, că nu se gândea la asta. Laura, de asemenea, a înțeles acest lucru, că ar fi vorba despre orientarea sexuală a unei persoane din casă, dar nu și-a dat seama dacă e vorba despre vreun băiat sau de vreo fată. Și mai spunea tot Laura că l-a auzit pe Vlad după ce s-a difuzat materialul, că ar fi zis că nu vrea să fie dezamăgit, că este teamă, ceea ce duce de fapt la Iuliana. Și el a zis că e normal să aibă niște frici.